Salutare și bun venit în pisieria, în tutorialul video de astăzi vă voi arăta cum puteți face un stick butabil cu mai multe ISO-uri pe el. Pentru acest lucru, evident, aveți nevoie de un stick USB și de un utilitar care se numește Ventoy. Pentru a descărca Ventoy vom merge în browser și vom scrie Ventoy Download. Mergem pe primul rezultat și de aici va trebui să alegem versiunea de Windows. În cazul în care aveți Linux, alegeți versiunea de Linux, ne aruncă pe GitHub unde... Ultima versiune este 1.0.89. La momentul la care veți vedea voi tutorialul, probabil că va fi o versiune mai nouă. Descărcați tot timpul ultima versiune. Vom alege versiunea de Windows, se descarcă, mergem în folder, dăm click dreapta, extract all și extract. Aici avem mai multe fișiere. Pe noi ne interesează Ventoi to Disk, ca să scriem Ventoy pe stickul USB. Vom da dublu click, ies la User Account Control și aici ne apare stickul ce trebuie de reținut aici este că în momentul în care instalați Ventoi pe sticul USB, se șterg toate datele care erau înainte. Că aveți poze, că aveți filme, că aveți muzică, că aveți orice, faceți-le backup. Eu voi da install și după cum vedeți și Ventoi ne spune că device-ul va fi formatat și se va șterge tot. Dăm click pe Yes, ne mai atenționează a doua oară, dăm click pe Yes și începe instalarea. Acum probabil că vă întrebați cum puneți imaginile ISO. Păi foarte simplu. Suntem acum pe stick, și dacă vrem să punem un ISO, este foarte simplu, luăm un ISO, click dreapta pe el, copy și apoi paste. După ce ați pus imaginea ISO, veți putea buta de pe stick și va arăta ceva de genul ăsta. Ca să butați un ISO, pur și simplu vă folosiți de tastele sus și jos ca să-l selectați, apoi dați enter și o să vă întrebe în ce mod vreți să butați ISO-ul. În 99% din cazuri, modul normal este suficient. În cazul unor versiuni de Windows, puteți încerca modul WinBoot.